CS Universitatea Craiova pleacă astăzi mare favorită pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League în fața albanezilor de la Vlasnia Shkodër. Totuși în Albania, deși raportul șuturilor a fost de 15-2 pentru olteni, s-a terminat 1-1. Golić a început fantastic la Craiova în primele 42 de meciuri de campionat, a dat 25 de goluri. În următoarele 34 a mai marcat doar 5. Nu este, n-a fost heads la Gustavo și este o intervenție bună din nou a lui Zogovic la un șut care se ducea lângă bară. Golić, este ratare mare, superficial aici Bayer, neconcentrat. Altfel nu se explică o asemenea execuție pentru un jucător de nivelul său tehnic. Urmărită de Ivan, prinsă până la urmă de Zogovic. Șut și două parade uluitoare ale lui Zogovic. Încă o dată Golić, care este un vârf complet, nu numai că este eficient din careu, dar are și șut bun de la distanță. Care îl caută pe Gustavo. Cred că este cel mai scund dintre jucătorii de atac ai Craiovei. Bărnul îl depășește. Mateiu acum. Mateiu, fentă! Gol! Excepțional! Înscrie Mateiu! 1-0 pentru Craiova. Minutul 58. Un gol uluitor. Marcat de Mateiu cu dreptul de pe partea dreaptă. Nimic nu-l anunța o asemenea reușită. Al doilea gol în cupele europene pentru... Oh, Raul Silva! Excelent! Respinge de sub bară Zogovic. Este un real câștig pentru Craiova, acest fundaș brazilian. Nu numai pentru faza de atac. Până la urmă se înscrie, Raul Silva punctează. 2-0, Craiova se dezlănțuie și merge probabil în turul următor. Raul Silva nu mai greșește. Găman! 3-0! Valeric Găman! Craiova face scor și se califică. Este primul gol pe care îl înscrie Găman de când a revenit la Craiova, de la Astra.